Cei 290 de copii de la grădinița Povestea din orașul Nisporeni au apă caldă de la energia solară, iar iarna vin în încăperi încălzite cu energie din biomasă. Trecerea la tehnologiile verzi a fost posibilă datorită investițiilor Uniunii Europene. Grădinița Povestea este prima instituție publică din orașul Nisporeni care a trecut la energia regenerabilă. Din cauza costului mare la apă caldă și a bugetului modest, anterior administrația grădiniței era nevoită să reducă din consumul de apă caldă. Ea era conectată la sistem doar iarna-toamna și atunci utilizată cu moderație. Unul din proiecte implementate la grădiniță a fost proiectul mare Eficiența energetică a clădirii, lucrări de reparații și eficiență și inclusiv proiectul ce ține de construcția casangeriei pe bază de biomasă și instalarea panourilor solare. Avem deja o perioadă de când a fost implementat acest proiect și deja avem și rezultatele de care suntem bucuroși și mândri. Atunci când este frig, includem casangeria pe bază de biomasă și temperatura este una mai ridicată, este temperatura constantă în toate blocurile instituției, fiindcă este o instituție foarte mare și în același timp, în permanență, avem apă caldă de la bateriile solare. Este o modalitate foarte eficientă, este o modalitate ieftină, comparativ cu perioada când noi încălzeam apa la gaz. Colectoarele solare au fost conectate la sistemul de încălzire alimentat de o centrală termică pe bază de biomasă, care a înlocuit cazanul pe gaze naturale. Sistemul are o capacitate de 4.000 litri pe zi și reglează automat temperatura apei. Pentru a evita supraîncălzirea în zile torite sau dezvoltarea bacteriilor atunci când temperatura apei din rezervor este redusă. Pe timp de iarnă sunt funcționale trei surse alternative de încălzire a apei menajere, de la colectoare solare, de la sistemul de încălzire pe biomasă sau de la sursa electrică clasică. Investițiile realizate de proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană, nu sunt singurele la grădinița Povestea. Autoritățile publice locale au efectuat și o serie de lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirii cu o suprafață de aproape 2500 de metri pătrați. Astfel, cu ajutorul altor donatori, au fost instalate geamuri termopan, termoizolat acoperișul și pereții și modernizat sistemul interior de încălzire al clădirii. Pentru instalarea sistemului termic pe biomasă și al celui de producere a apei calde de la energia solară, proiectul Energie și Biomasă a alocat 84,5.000 euro, fonduri europene, și comunitatea a investit 15.000 de euro, fonduri ale administrației publice locale, dar și contribuția părinților. Personalul didactic, cât și cel auxiliar, se arată mulțumit pentru șansa de a activa în cadrul unei așa instituții moderne. Ca și multe alte grădinițe, am beneficiat și noi de foarte multe proiecte investiționale care ne-au creat condiții benefice pentru a educa copiii sănătoși. Este foarte mare diferența dintre condițiile care le avem la început, când am început activitatea în grădinița respectivă, și condițiile de astăzi. Avem căldură, avem condiții, mediu frumos aranjat, toate acestea se datorează proiectelor care s-au investit în această grădiniță. Înainte, dacă noi ne spălam cu apă rece, încălzeam apa, acum sunt în niște condiții extraordinare, unde noi beneficiem de apă caldă. Copiii vin foarte, foarte entuziasmați la grădiniță, le place foarte mult, avem toate condițiile necesare pentru ca copiii să frecventeze grădinița. Era foarte și foarte greu. Era vremea cu gheață, cu una alta. Erau foarte multe probleme. Încălzăm apa, dar am condiții extraordinare. Apă caldă la robinet, apă rece la robinet. E clar că este o schimbare radicală acum după implementarea proiectelor. Copiii, adică condițiile sunt mai bune în instituția noastră. În instituția dată activez, adică de când de acum erau implementate aceste proiecte, dar
E clar că aceste proiecte au dus la o dezvoltare mai armonioasă, multilaterală și pentru copii, atât și pentru cadrele didactice. Copiii se simt bine, se dezvoltă armonios. Aceste condiții au avut o influență pozitivă și asupra procesului educațional, că acolo unde sunt condiții de dezvoltare bune pentru copii, acolo și procesul educațional este la un nivel mai înalt. Datorită suportului Uniunii Europene, grădinița inclusivă Povestea din orașul Nisporeni a devenit cea mai modernă grădiniță din oraș. Aici activează 11 grupe de copii care dispun de toate condițiile necesare. Datorită sistemului de baterii solare de pe acoperișul instituției, apa caldă este garantată tot timpul, iar pe timp friguros, temperatura în toate blocurile instituției este constantă. Această instituție, dar și administrația acesteia, a demonstrat că totul este realizabil. De la o grădiniță simplă, Povestea a ajuns să fie cea mai modernă din oraș. În prezent, peste 40 de grădinițe și centre de sănătate din țară au instalate din fonduri europene colectoare solare, care sunt combinate cu centrale termice pe bază de biomasă, ce asigură confortul termic al copiilor și educatorilor, economii bugetare și dezvoltare locală.